Bună, dragii mei, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, ca Duhul Sfânt să ne ghideze atât în meditația noastră, cât și în direcția destinului vieții fiecăruia dintre noi. Al meu deja este hotărât. Dar al tău nu știu dacă este corect sau greșit, dar un lucru eu știu. Când Duhul Sfânt conduce, dirigează mintea noastră, Duhul nostru, atunci Duhul nostru știe ce e corect și ce este greșit. Și chiar așa va depinde de fiecare persoană să aleagă ce e corect sau ce este greșit. Să urmeze destinul trasat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu trasează destinul care merge în întâlnirea Lui, care este destinul binelui. Dar dacă persoana ea nu dă auz vocii Duhului, cu siguranță ea va trasa un destin întunecat, rău, pervers. Și noi avem această experiență în Biblie. Cum este tare, prețios ca noi să citim textul sfânt, pentru că ceea ce a fost în trecut se repetă în zilele de astăzi și se va repeta pentru totdeauna până la întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos. Observați! Interesant acest lucru, foarte interesant, foarte tare, foarte instructiv, extrem de benefic pentru fiecare dintre noi. Și eu am siguranță și acesta este motivul pentru care Domnul Duhul Sfânt ne-a dat acest mesaj, acest cuvânt ieri seară, ca noi să o putem împărtăși cu voi. Atunci ascultați cu atenție. Ca să nu comiteți eroarea, să nu comiți eroarea celor care dau cu capul de perete în viață, le merge rău în viață. Observă, profetul Samuel era un bărbat al lui Dumnezeu, un uns al lui Dumnezeu. El, dirijat de Duhul Sfânt, a sfințit pe Saul ca rege al lui Israel. Israel nu avusese niciodată un rege, dar acum primul rege al lui Israel a fost regele Saul. Și cine l-a sfințit, l-a consacrat, a fost profetul Samuel, conform direcției lui Dumnezeu, poruncii lui Dumnezeu. Cine era Saul? Saul era un om care avea o aparență extrem de frumoasă. Un bărbat înalt, puternic, foarte bine făcut, și Dumnezeu l-a ales ca să fie rege, primul rege al lui Israel. Dar acest bărbat, care a început în smerenie să-L slujească pe Dumnezeu, după ce a devenit stăpân peste împărăția lui Israel, el a considerat că putea să facă ceea ce el dorea, ceea ce el vroia. El lua decizii fără acordul lui Dumnezeu. Și atunci a fost neascultător față de Dumnezeu, a fost împotriva poruncii lui Dumnezeu cel puțin de două ori. Atunci Dumnezeu l-a îndepărtat din împărăție și în locul său, Dumnezeu l-a trimis pe profetul Samuel să meargă în casa lui Iese, tatălui David, pentru a sfinți, pentru a consacra pe noul rege al lui Israel. Atunci el a fost acolo în casa lui și Iese avea 7 copii, plus David, 8 fii, într-adevăr. Și când el a reunit familia, a strâns familia, era Samuel acolo cu cornul cu un de lemn,
pregătit pentru a unge pe următorul rege, al doilea rege al lui Israel, înlocuitorul lui Saul. Atunci, când Samuel a fost în casa lui Iese, Iese i-a prezentat 7 fii, i-a prezentat 7 fii, care deja erau adulți. Și ce s-a întâmplat? Profetul Samuel s-a gândit, a crezut, credea că fiul cel mai mare, fiul care avea o aparență de asemenea magnifică, spre exemplu, regelui Saul, profetul Samuel s-a gândit, dacă Dumnezeu l-a ales pe Saul în acel fel, om frumos, pregătit, în fine, cu condiții, când el a văzut pe primul fiu al lui Iese, s-a gândit că era alesul lui Dumnezeu. El nu știa până atunci cine avea să fie alesul lui Dumnezeu. Atunci Samuel a trecut prin această experiență la care merită să punem atenție. Când Samuel a văzut pe primul fiu al lui Iese, fiul cel mai mare, frate al lui David, a spus, acesta este cel pe care Domnul l-a chemat și l-a ales ca să fie uns. În alte cuvinte, profetul Samuel, dirijat de același criteriu cum a fost prima dată, pentru că prima dată Dumnezeu a ales și a trimis ca Samuel să ungă și deja i-a zis pe cine să ungă, uite, tu îl vei unge, îl vei sfinți pe Saul. Și când Samuel a ajuns, a văzut că Saul era un bărbat frumos, un om cu condiții pentru a fi rege al lui Israel și în special primul rege al lui Israel. Profetul Samuel s-a gândit așa, despre primul fiu al lui Iese, care avea de asemenea o aparență, o statură, în fine. Avea tot ceea ce era plăcut ochilor. Atunci, Domnul i-a spus lui Samuel, uite, Samuel, ascultă cu atenție, nu te uita la înfățișarea, în cazul lui Eliab, primul fiu al lui Iese, care a venit înaintea lui Dumnezeu. Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea lui, nici la înălțimea staturii lui. Foarte tare asta, căci l-am lepădat. Și spune mai mult, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, la ceea ce vede ochii, la ceea ce văd ochii. Totuși, Domnul se uită la inimă. Uite ce lucru extraordinar! Dumnezeu se uită la inimă. Și de acord cu inima, El face alegerea sa. Acesta este Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Israel, Dumnezeul lui David, al profetului Samuel. Acesta este Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și asta, dragul meu, draga mea, acest mic text trebuie să fie pus în practică, în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că eu rămân extraordinar de fericit, de bucuros să vă pot explica asta. Spre exemplu, tu, care trebuie să iei o decizie în viața ta, o decizie, spre exemplu, pentru a te căsători, tu ai ales o persoană care e plăcută în ochii tăi, dar cu adevărat e plăcută în ochii tăi. Și tu crezi
pentru că inima ta este disperată să cucerească pe acea persoană care cu adevărat ea umple spațiul unde îi ajunge, unde intră. Și de multe ori tu pui în risc mântuirea ta. Nu doar căsnicia ta, ci și mântuirea ta. Pentru că în felul, în modul cum noi privim, noi privim ceea ce este în fața ochilor, desigur. Dar Dumnezeu ne învață să nu privim de acord cu ceea ce este în fața noastră, în ochii noștri, să nu judecăm, să nu decidem destinul pentru orice lucru de acord cu ochii noștri fizici. Pentru că ochii sunt, să spunem așa, poarta de intrare a răului în inimă. Este din inimă că vin tot felul de rele, de perversități și de păcate. Atunci, noi nu putem să dăm atenție vocii inimii care se entuziasmează cu ochii, cu gustul, care rămâne entuziasmată cu urechile, care rămân disperate pentru a auzi. Tu știi cum e? Nu. Dumnezeu învață pe slujitorii săi, pe poporul său, să nu privească cu ochii, să nu judece după ochi, să nu decidă viața sa de acord cu ochii, ci de acord cu inima. Să analizeze inima persoanei. Dar cum eu pot analiza inima unei persoane, domnule episcop? Pentru că inima este un loc unde nimeni nu intră, doar Dumnezeu știe. Dar ascultă cu atenție. Dumnezeu vorbește aici. Inima, adică sufletul, ceea ce este invizibil. Ceea ce este invizibil, care este sufletul persoanei. Cum tu vei ști că acea persoană este aleasă, că trebuie să fie persoana aleasă a lui Dumnezeu pentru tine? Doar un lucru. Doar Duhul Sfânt îți poate da ochi spirituali ca tu să poți vedea sufletul sau inima persoanei cu care tu vei face afaceri sau cu care te vei căsători. Și, dragul meu, draga mea, în acest aspect, noi toți suntem supuși greșelilor. Îți aduce aminte că eu am povestit experiența mea când în tinerețe, entuziasmat de ochii mei, eu, în fine, am intrat într-o aventură dezastruoasă, aproape am alunecat, slavă lui Dumnezeu, El m-a scăpat. Dar de ce? Pentru că eu judecam după ochii mei. Eu credeam că era acel lucru pentru că ochii mei vedeau persoana. Și acesta este marele pericol al persoanelor, marele risc al vieții al persoanelor, fiindcă, spre exemplu, câte persoane se căsătoresc sau se împreunează cu bază pe ochii lor fizici. Nu-i adevărat? Spune. Câte greșeli noi nu facem, eu spun noi toți, când judecăm de acord cu ochii fizici. Tu cumperi un lucru pe care nu trebuia să-l cumperi, dar pentru că era acolo în vitrină și luminile băteau spre acel lucru, tu ai luat acasă și când tu ai deschis pachetul acolo, cutia, și ai folosit acea haină, spre exemplu, și te-ai uitat în oglindă, nu ți-a plăcut. Atunci tu iei, îi lași deoparte și ai cheltuit niște bani care nu trebuia să-i cheltui. Pentru că tu te-ai lăsat înșelată, te-ai iluzionat din cauza ochilor tăi, ochii tăi fizici.
Și Dumnezeu spune aici cum El privește și este cum noi trebuie să privim de asemenea, cu ochii spirituali. Atunci Iese, tatăl lui David, i-a arătat pe toți fiii săi profetului. Și profetul a fost, cum să spun, alertat de Dumnezeu, uite, nu e acesta, nu e acesta, nu e acesta, 7 fii. Și atunci, nemai văzând pe nimeni, nemvăzând pe niciunul dintre ei ca viitor rege al lui Israel, înlocuitorul lui Saul, atunci profetul Samuel îl întreabă pe Isai, pe Iese. Tu nu mai ai niciun fiu? David era atât de disprețuit, avea o expresie atât de nesemnificativă. Poate e situația ta, poate tu ai fost sau ești nesemnificativ pentru rudele tale, chiar și pentru familia ta, chiar și în fața familiei tale. Foarte tare asta. Dar tu ești ultima persoană în casa ta, persoana cea mai nesemnificativă, care nu face nicio diferență. Tu ești important, sigur, ca fiu, ca persoană, ca fiică, dar rudele tale nu te consideră ca pe o persoană așa extraordinară. Nu. Tu ești pus vrând nevrând deoparte. Și unde era David? Nu, David nu era acolo. David nu era printre fiii lui Isai, lui Iese. De ce? Pentru că lui David i-a fost dată responsabilitatea de a avea grijă de oi. Munca cea mai simplă, cea mai ușoară. Munca, așa, să spunem, cea mai nesemnificativă în acel timp. Atunci David avea grijă de oi acolo, până când tatăl său l-a chemat prin ordinea lui Samuel. Nu mai e niciun fiu, mai am unul, adu-l. Când a venit David, David era acea expresie contrară expresiei fraților lui. Frații lui aveau așa o aparență, o expresie, o aparență bună, unul mai frumos ca altul, puternici, care aveau aparență de rege, care putea să înlocuiască bine pe fostul rege, care era o persoană foarte atrăgătoare, dar nu se temea de Dumnezeu. Atunci când Samuel a vorbit cu tatăl său, uite, noi nu vom aștepta cât timp fiul tău cel nou nu va ajunge. Și atunci a venit și spune textul sfânt că atunci când a ajuns băiatul, spune Biblia, era cu păr bălai, diferit de ceilalți, nu era normal, cu ochi frumoși și față frumoasă. Dar era un băiat, era un tânăr. Nu avea multă aparență. Atunci profetul a uns pe acel băiat, pe acel copil, de aparență simplă, ca rege al lui Israel. Atunci, acesta este sfatul, instruirea, instrucția din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru că, chiar dacă profetul Samuel a fost condus de Duhul Sfânt, el a fost un mare profet, chiar așa, el a fost înșelat de ochii lui și Dumnezeu i-a spus. Acest lucru merită. Nu te uita la înfățișarea și la înălțimea staturii lui, adică la forța lui. În alte cuvinte,
În zilele de astăzi, el ar spune, uite, nu te uita la aparența lui, nici la măreția capacității sale, inteligenții sale, intelectualității sale, diplomelor sale. Nu. Pentru că l-am respins. Nu că el respinge persoanele inteligente cu diplome. Nu, n-are nicio legătură. Dar aici noi înțelegem așa. Pentru că aici spune Domnul, căci Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, la ceea ce ochii fizici văd. Omul vede exteriorul, vede condiția, vede frumusețea. Omul vede ceea ce este în fața ochilor săi. Dar Domnul se uită la inimă. Dumnezeu caută persoane ale căror inimi să aibă sete după dreptate, sete și foame după dreptate. Pentru că sunt aceștia pe care Dumnezeu îi alege pentru a face legământ, alianță și pentru a face din ei templul. Da, chiar asta. Ultimul templu. Templu care va primi vizitarea gloriei Dumnezeului cel preanal, gloria ultimei case. După vom vorbi mai mult despre asta. Dar Dumnezeu alege de acord cu inima. Dumnezeu vede de acord cu inima. Nimic din ceea ce este exterior contează, ceea ce contează este inima. Este inima. Tu știi câte persoane din nefericire se căsătoresc datorită aparenței, locutare și după când vor locui împreună, de un dezastru, toată aceea frumusețe, toată aceea vopsea se termină, tot acel machiaj se termină. Și ce rămâne? E o problemă. Atunci, dragul meu, draga mea, acesta este sfatul lui Dumnezeu pentru tine. Eu cred, eu am siguranță că Dumnezeu ne-a dat acest cuvânt ca noi să vorbim cu multe persoane care sunt în punctul de a decide destinul vieților lor. Destinul vieților lor. E de repente pensa, și poate se gândesc că uma coisa extraordinária, o afacere care pare așa ceva extraordinar, o afacere extraordinară, e o capcană a diavolului ca persoanele să cadă. Nu te uita la aparențe, nu te uita la exterior, mai bine spus. Uită-te la interior, la inimă sau la sufletul persoanei. O întrebare din nou. Domnule episcop, cum eu voi privi la sufletul unei persoane? Doar când tu vei avea Duhul Sfânt, tu vei ști ce e asta. Când tu ai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te învață, te orientează, Duhul Sfânt te ghidează, Duhul Sfânt te alertează, Duhul Sfânt convinge, Duhul Sfânt ne convinge. De ceea ce e corect și ceea ce e greșit. Duhul Sfânt ne arată. Tu trebuie să primești Duhul Sfânt. Fără El nu există fericire. Fără El este imposibil ca persoana să fie fericită. Eu aș spune, este imposibil ca persoana să aibă pace. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și pe mâine, numele Domnului Iisus Hristos. Amin.